Profesorul de sport Gigi Oprișan dă întâlnire celor care vor să se bucure de o alergare în aer liber într-o cursă amicală ce va porni din centrul orașului. Invitația a fost lansată recent pe Facebook și a fost apreciată de mulți giurgiuveni, însă nu like-urile pe internet duc la reușita ideii, ci participarea la această provocare. Invit pe toți cei care vor să participe pentru sănătatea lor la o scurtă alergare prin oraș, aici în fața magazinului Romarta. Ne întâlnim și vom alerga pe un traseu stabilit dinainte, l-ați văzut, l-am publicat pe Facebook. Alergați pentru sănătatea voastră, facem mișcare împreună. Inițiativa îi aparține persoanei Gigi Oprișan și nu are legătură cu Inspectoratul Școlar Județean, unde inițiatorul întâlnirii de mâine este Inspector Școlar General. Este o inițiativă a mea personală, eu vreau să alerg împreună cu potențialii mei prieteni, împreună cu toți cei care sunt adepți ai mișcării și îi aștept. Inițiatorul întâlnirii a luat în calcul și potențialele inconveniente ce apar pentru iubitorii de jogging pe străzile urbei noastre, câinii maidanezi și gura lumii. Traseul pe care l-am ales pentru alergare nu cred că va pune probleme din punctul acesta de vedere, pentru că este verificat dinainte, iar gura lumii e slobodă și întotdeauna ea va spune tot ceea ce va vrea. Traseul propus de profesorul Gigi Oprișan are 3,3 km și va porni spre pietonala Mircea cel Bătrân. Va urma pe strada Tudor Vianu, apoi pe Plevnei, Parcului Episcopiei și piața 1848.